Vă salut! Ăsta o să fie un video un picut mai lung. Deși probabil 99% dintre dumneavoastră, inclusiv eu, ar fi vrut să fie ceva despre Dacia, trebuie să vă dezamăgesc, nu o să fie. O să încerc să vă povestesc de ce am lipsit timpul ăsta, că na, unii dintre dumneavoastră m-ați dat dispăruți. N-am stat, am lucrat la chestia asta ce o vedeți aici în față. În sfârșit am înscris-o la retro, aștept acum să-mi vină numerele și vreau să vă zic cam cum ar trebui să procedați sau cum ar trebui să nu faceți când aveți de înscris o mașină la retro, pentru că sunt câteva etape. Dacă săriți peste ele și dacă le ardeți aiurea, o să vă coste, că pe mine m-a costat. No, sfatul principal și cel mai important, am văzut tot felul de chestii pe internet, oameni mai bine sau mai puțin bine intenționați. Ce trebuie să știți de la bun început, dacă aveți nevoie de o informație sau de o, nu știu, orice, mergeți la oamenii la care aveți de luat informația respectivă. De exemplu, dacă aveți o chestie de discutat de înmatriculări, mergeți la ei de la înmatriculări. Dacă aveți o treabă la RAR, scrieți la cei de la RAR, dați-le telefon. Deci asta e litere de lege. Cea mai proastă idee e să vă consultați cu grupurile de Facebook. Am tot văzut și aici probabil o să se supere unii pe mine, o să mă, na, că încep să și critic. Am tot văzut feluri de chestii, gen că trebuie pus a treia lampă pe Dacia, trebuie făcut nu știu ce chestii, trebuie puse centuri. Cel puțin din ce am întrebat eu și din ce am aflat eu de la cei de la RAR, nimeni absolut niciodată nu o să vă ceară chestii în plus față de ce a avut mașina pusă din fabrică. Efectiv, omul de la RAR m-a luat un pic la mișto, m-a întrebat dacă sunt eu ceva producător de mașini, pentru că l-am întrebat și eu chestia asta, deoarece pe drăcovenia asta nu am a treia lampă, deci nu am lampă de frână. Deci doar alea două. Și dacă mașina nu a venit din fabrică cu așa ceva, nu o să vă ceară nimeni chestii în plus. Dar să o luăm de la început, să vă povestesc care e treaba, că deja am divagat. Deci, în momentul în care primiți mașina, cel mai și cel mai important e să vă faceți, să vă puneți actele în regulă. Mai ales dacă nu le aveți în regulă, cum nu le-am avut eu la asta, îmi lipsa brief-ul mic. Cum am zis, deci acum, na, ce vă spun e cum am procedat eu, cum am făcut eu, o să vă zic unde nu am procedat bine, unde am procedat bine, pentru ca să nu faceți ce nu trebuie să faceți, că na, cel mai simplu e să înveți din greșelile altuia, mai ales după ce ai dat niște sfaturi, glumesc. No, deci, v-am zis, aveți treabă cu cei de la înmatriculări, vă lipsește un act, vă lipsește ceva, îi sunați, mergeți la ei sau cel mai bine le dați un mail și le explicați situația în care sunteți. Nu cu texte de lege, nu cu tot felul de artificii și de chestii, exact ce aveți, ce vreți să faceți, unde vreți să ajungeți. Pe mine cel puțin, v-am spus, fiecare caz e diferit, vorbiți la dumneavoastră la DRPCIF sau cum, pe mine m-a sunat, m-a explicat omul ce trebuie să fac. Deci în momentul în care, dacă vă lipsește brief-ul mic, nu știu, în cazul în care lipsește brief-ul mare, am înțeles că s-ar putea să nu se poată înmatricula, nu am întrebat chestia asta, eu am întrebat strict cazul meu, lipsește brief-ul mic, trebuie mergeți, dați o declarație la notar unde explicați ce anume s-a întâmplat. Na, cu declarația aia puteți să vă luați numere pe 30, 60 sau 90 de zile, ca și cum ați luat normal, ca și cum ați avea toate actele. Na. După aia, o chestie care v-aș recomanda să nu o faceți, e să nu vă grăbiți să scoateți numerele. Ideea e că eu, după ce mi-am pus mașina cât de cât la punct, am văzut că merge, mi-am scos numere roșii la ea pe 90 de zile, numai mai aveam de rezolvat chestii cu vopsitul, mai aveam niște chestii pentru retro și să știți că deși pare mult 90 de zile, dacă intervin anumite amânări și o să intervin anumite amânări, pentru că nu aveți ce face, s-ar putea să nu vă ajungă la 90 de zile și în funcție de cum vă programați, eu m-am programat rarul cu o lună înainte de a-mi expira numele, că am zis, Doamne ferește, în cazul în care se întâmplă ceva, să nu mai car cu platforma. Și chestia care s-a întâmplat în cazul meu, nu m-au reșit actele de la retro. Deci, la mașina asta am făcut rarul de două ori. Odată am făcut rarul ca și mașină normală, a doua oară m-am dus să mă treacă pentru retro. Și acum, alt sfat care vi-l dau, cel mai și cel mai important e ceea ce zice omul ăla de la retromobil. Deci vorbiți
În primul și în primul rând să vorbiți cu reprezentantul, cu reprezentantul județean. Ce vă spune omul ăla, litera de lege? Nu contează că vă spune că ar trebui sau ar fi frumos. Dacă folosește formulări de genul, e doar că e omul cu bun simț și nu vă spune, bă, chiar ai un gunoi. Na, în cazul meu așa a fost. M-a spus omul, bă, ar fi bine să vopsești capotele, ar fi bine să mai schimbi aia și aia. Deci, dacă zice că ar fi bine, e doar că nu vrea să vă facă să vă simțiți aiurea, dar chestiile alea trebuie făcute. Deci, nu sunt opționale. Na. Vorbiți cu omul, trebuie să vină să vadă mașina sau mergeți voi cu mașina dacă e mașina în stare de funcționare, da, v-am spus. Deci ceea ce zice omul ăla, litere de lege, trebuie făcut, pentru că nu o să vă ajute numai pentru retro. M-a întrerupt, vindea cineva lumeniță. Deci ideea e că ceea ce zice omul ăla, litere de lege, și o să vă ajute și la retro. Și la retro și la rar. Na. Deci, după ce ați făcut chestiile astea, depuneți actele la retro, așteptați să vă vină actele la retro și după aia mergeți cu mașina la rar, după ce aveți foaia de la retro. Altfel o să vă mai coste încă o dată vreo 500 și ceva de lei. Cel puțin atâta m-a costat pe mine. Acum, chestia cu rarul. Deși majoritatea oamenilor care au văzut mașina mi-au spus clar, bă, omule, cu asta nu ai cum să treci, pentru că se uită la tot felul de chestii, nu ai nici actele cum trebuie, de-aia v-am spus. Nu contează ce zice unul și altul, dacă mașina e cât de cât pusă la punct, mergeți cu ea fără nicio frică. Acum, o să aveți tot felul de chestii, o să vă întrebe dacă veniți cu firmă sau nu. Eu m-am dus cu mâinile în buzunar, ca să vă spun drept. Nu cu firmă, nu cu intervenții, nu cu chestii, am vrut să văd. Na, pentru mine a fost un proiect, pentru mine a fost un, cum să zic, o provocare, să văd dacă pot să pun mașina asta înapoi în circulație. Într-adevăr, când m-am văzut prima dată, m-a luat un pic la mișto, să zic așa, bă, ce-i cu mașina asta, ce vrei să faci, care e treaba cu ea, voi nu aveți rar la Sibiu, că nu am fost la Sibiu, că am fost în altă parte și la retro, niciodată nu mă duc în locul unde sunt matriculat, cum mi-a zis și domnul de la Retro Mobil, eu cam bijudețean la chestia asta, dar după ce a desfăcut capota, chiar și omul de la rar, după ce a pus-o la fum și a turat-o un pic, s-a strâns și al alți, să știți că le Na, nu știu cum să zic, nu-s nici aia puși acolo doar să vă dea cu boata în cap. Deci dacă văd o mașină un pic mai diferită față de restul, na, nu știu, cel puțin, v-am spus, sunt cazuri și cazuri diferite. Na. Deci mașina e cât de cât, ce să zic, ok, am vopsit-o, am aranjat-o, mecanicul a fost în regulă, s-au întors la ea, s-au sucit pe după ea, m-au băgat-o pe rampă, m-au scos-o de pe rampă, m-au băgat-o iară pe rampă, atât s-au uitat pe la motor, probabil s-au gândit că am modificat ceva, v-am spus, nu aveam nici actele în regulă, s-au luat și de chestia aia, au zis, unde e brief-ul mic, am zis, domnule, nu l-am, brief-ul mare mi-e tot rupt, deci i-am dat la om ce am avut și până la urmă, deci, într-adevăr, m-au ținut foarte mult, v-am spus, m-au scos, m-au băgat, iar m-au scos, iar m-au băgat de pe rampă și la sfârșit singura chestie care au avut-o de comentat a fost că de ce nu am făcut-o retro. Na, și a doua oară după ce am făcut o retro, m-am dus tot acolo la rar și, na, deși am nimerit la alt inginer, a venit și primul inginer care a făcut-o, să vadă într-adevăr că, na, a doua oară pentru care am venit cu ea la rar a fost pentru faptul că am făcut o retro. Na, după ce ați făcut-o retro în carte, din prima sau din două ture, cum am făcut-o eu, trebuie să mergeți cu ea la înmatriculări. Și acolo iarăși ca pentru mașină normală, cu toate chestiile care trebuie să le faceți, gen primărie, ANAF și după aia la DRPCIV. La DRPCIV o să fie un picuț mai complicat dacă nu aveți toate actele în regulă, pentru că o să vă mai dea numere roșii. Deci eu am a doua tură de numere roșii acum pe 90 de zile. Actele toate rămân la ei. Numai na, și acolo să aveți un pic grijă, depinde de cine dați, s-ar putea să vă ia un pic peste picior, că na, eu n-am înțeles din prima care a fost treaba, adică am avut niște discuții destul de, cum să zic, care n-or prea fost la locul lor cu doamna de la ghișeu, pentru că deși aveam actele depuse și am explicat că am deja actele depuse, m-am mai cerut odată actele în original și nu aveam cum să le mai dau odată actele în original, având în vedere că erau deja puse la ei la dosar. Dar, de ce v-am spus? Când aveți o chestie de întrebat sau ceva care nu e la locul lui, dați-le un mail. Deci în momentul în care am văzut că nu mă pot înțelege cu persoana de la ghișeu, am rugat-o frumos dacă poate chema pe șeful de serviciu sau cine e în spatele mailului sau numărului ăla de contact de pe site-ul lor, pentru că am trimis deja acolo o listă de întrebări, o listă de acte și știe persoana în
care ar trebui să citească mail-ul ăla, despre ce e vorba și dacă poate să vină să ne ajute. Într-adevăr, a venit șeful de serviciu, a văzut actele și a adus aminte de cine, despre cine e vorba și a zis, da, într-adevăr, mai de o tură de numere roșii. Deci, de-aia vă spun, trebuie să fie chestiile pregătite din timp, pentru că, na, poate oamenii nu sunt rău intenționați, dar poate efectiv nu s-au lovit de chestia respectivă și nu vrea să se facă de râs, nu știe cum să rezolve chestia respectivă și ca să nu se facă de râs, vă flite cu diferite chestii. No. Mi s-a spus că cam în 2 luni ar trebui să mă apară și numerele negre după ce se fac anumite verificări în Germania, în cazul meu. No, nu știu în alte cazuri cum e, dar na, cam ăsta ar fi mersul. Deci v-am spus. Acum, na, v-am dat sfaturi, v-am zis ce trebuie să faceți, cum trebuie să faceți. Tot ce trebuie să rețineți din ce v-am spus, în momentul în care aveți o chestie de făcut, trebuie să vorbiți cu oamenii cu care aveți treaba respectivă de făcut. Nu sunați la rar în Sibiu dacă voi înmatriculați în București sau mergeți în București, pentru că nici astea nu sunt, din câte am înțeles, nu sunt toate la fel, nu fac toți la fel, nu au aceeași procedură. Deci dacă ai treabă cu rarul din localitatea respectivă, îi suni, te duci, vorbești cu ei sau, din punctul meu de vedere, cel mai frumos e să le trimiți un mail. Pentru că acolo poți să-ți pui și ordine în idei, poți să le pui cumva structurat, cine citește o să vadă, da, mă, uite, într-adevăr, o pierdut și ăsta un timp, ca să-și pună chestiile în ordine, nu a venit, a băgat capul pe ușa la ghișeu și a întrebat ce mirce, te mirce. Și în momentul în care le-ai deja înscris, răspunsul din partea lor o să fie mult mai ușor când trebuie într-adevăr să faceți chestia respectivă. Și bine să l-aveți înscris, pentru că de cele mai multe ori chestiile se uită, mai ales dacă treceți printr-un proces care durează. Na, la mine a durat, mașina asta o am din octombrie sau nu mai știu exact când am luat-o și uitați, încă sunt cu numere roșii, încă nu-i definitiv înmatriculată. Na, o să fie la un moment dat, acum să văd, v-am spus, trebuie să aștept să-mi iasă numerele. Na. Deci cam asta a fost treaba. Ce ați mai văzut pe acolo, ce am făcut, e că deși am schimbat o grămadă de piese în ea, deci am desfăcut pompa respectivă, a fost pompa de pe ea, asta care acum pe ea nouă, nouță, cumpărată, face zgomot, cum v-am spus în video-ul ăla, cel mai probabil o să trebuiască să o schimb din nou. Că na, asta e partea faină cu mașinile vechi. Na, nu mă mai întind la vorbe aiurea, asta a fost treaba, sper că v-am lămurit de ce am lipsit. Acum nu știu, trebuie să termin cu asta, să o fac cât de cât funcțională, pentru că acum nu prezint încredere, nu pot să merg cu pompa aia așa pe drum după mine și după eu să mă apuc iarăși de Dacia. Na. Vă mulțumesc mult de tot, toate cele bune, sănătate!